Dacă mă întreb, băi, e vreunul care nu-și convine de el, nu e niciun. Deși i-ați mai criticat și vă îndoiați de valoarea lor, păi, a unora dintre ei la un păi, moment păi, dat. Uite, hai să spun un lucru, uite, vezi pe Băluță? Dacă nu-l critici, nu joacă așa. Băluță, asta e talentul, tactica cu Băluță. Trebuie să-l critici, să-l scoți în minutul 55, să-l ții, să-l scoți după pauză, ca el după aia le enervezi. E valabil și pentru Egiuma, de exemplu, pe care l-ați distrus după meciul cu Rangers? Egiuma, el are mișcările alea, ca atare n-ai ce să-i faci. Adică el așa are mișcările alea, Egiuma. Adică el e jucător care a ajuns jetele cu el la poartă, dar el poate să creșească când ajunge o minge la el, până pasează, am emoții. Astăzi ați avut vreo emoție la 0-0 la pauză? Nu. Nu, păi da, deja am, să zicem, emoționat am, că era cupă. Eu nici n-am vrut, că zic că am declarat. Da, ați spus că schimbați toată echipa. Toată echipa. Numai că m-a sunat prin Chiriș și a zis, până Gigi, Tănase, Olaru, Șut, vor să joace. Păi bine, mă, până dacă vor să joace, să joace, dar ei vor juca numai o repriză. Bacarea i-a vorbit cu ei, m-a sunat a doua zi, a zis, nu dumne, ei vor să joace 67 minute, că ce adică, cum adică trăinii poate să joace din 3 în 3 zile și ei de ce nu? Uh-huh. M-a bucurat foarte tare lucrul ăsta. Dar uite că a ieșit rău pentru Olaru, nu zic că neapărat din cauza asta, dar aveți ceva informații, cam ce a pățit? Are o ruptură care nu este la tendon, ca atare poate interveni Mariac. Aha, deci e ruptură. Da, deci cu bine, la prima vedere, dar cu Craiova nu va fi, dar într-o săptămână va fi gata. Păi da, dar n-are diagnostic cu Gigi, dacă poate să fie o ruptură așa pare. Poate să fie o ruptură așa, superficială, la suprafață, dar dacă e adâncă, n-ai... Nu știu eu, acum asta este, ce să mai e, fotbalist, se întâmplă faptul că, adică la modul cum s-a întâmplat, nu cred că e foarte grav. Acum, după ce au trecut astea trei meciuri, considerați că ați gestionat bine situația? Mă refer aici la, mă rog, după derbiul cu Dinamo, bătut victorie cu 2-0. Rangers, Rapid și cupă Dinamo. Ați ieșit cum vă doreați sau ați rămas puțin pe minus la Rapid? Eu nu gestionam așa. Ei au gestionat-o pentru că ei... au spus, domnule, noi vrem să jucăm și că jucătorii vor să joace. Deci n-am gestionat eu. Ați gestionat la Glasgow, nu? Da, da, acolo da, eu, da. Dar acum am meciul ăsta, am zis, bă, dacă vor să joace, să joace, scoteți când vor și cu asta basta, să spună că vor să joace. Bine, ei ar mai fi vrut să mai joace. Dar după aia nu mai, băi, scoteți-i pe toți trei, băgați-i pe cine vreți voi. Și am scos pe toți, i-am zis să-i scoată pe toți trei, dar așa au considerat. Bine, n-aveau puțin. Cum vedeți perioada următoare? Cu Craiova, Midtjylland, apoi în Europa League, după aceea, cred că Ucluj, nu? Parcă Ucluj era bine. Eu văd, adică e un pic mai greu. Dar dacă luăm primul meci, să-l luăm cu Craiova, avem timp. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, 4 zile. Nu? Și n-a fost așa o ujură. Cam dacă după aia, după 2-0, a fost mai relaxare, mai mare. Adică n-a mai fost tensiunea aia, că te obosește și... Te consumă, emoția, da. Emoția în timpul jocului, nu? Te consumă. Și atunci, după 2-0, nu mai, că după aia ne-am... Adică nu mai era o problemă. Și atunci, cu Craiova, nu o să fie o problemă. Să vedem cu Midtjylland ce o să fie. Că vreau să câștigăm meciul ăla. Pentru că e acasă, pentru că puncte, pentru că suporte... Pentru că e acasă, pentru că sunt bani, pentru că facem puncte coeficient, pentru că mai luăm și încă mai mulți bani după aia, pentru că ne calificăm cu 3 meciuri, mai multe sunt. Pe cine vedeți... Bun, va lipsi Olaru cel puțin cu Craiova. Acolo, cine să îl înlocuiască? Și... Cine l-a înlocuit astăzi? Boluță. Adică Boluță, da. Și da.
Bun. Mulțumesc mult, domnul Becali, pentru dialog și felicitări pentru victorie. A fost ca Barça cu Real? Și care e treaba? Și ce au făcut ei astăzi? Au făcut ce am făcut eu atunci cu Rapidul. Atunci... Ce am făcut eu cu Rapidul au făcut ei azi. Adică la pauză, Crainicu... Zice... Așa. Da. Au făcut mișto, adică. Crainicu a zis... Stai să spunem, la, poate nu știe lumea care se uită la noi, la pauză, la schimbarea de la pauză, cine a intrat atunci... A intrat în locul lui Batten. Așa, în locul lui Batten, da. A intrat Tavi Popescu. Da, da. Așa, și Crainicu a anunțat că George Becali a făcut o schimbare la FCSB. Da, da. Da, dar nu mai știu, cu Rapidul nu mai știu ce a făcut dumneavoastră. Și era asta, cum am făcut și eu cu Rapidul. 4-0, 4-0 ne-a dat Rapidul atunci. Am înțeles, da, 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 da. A, la meciul ăla cu Rapidul vă referiți, da. Atunci, meciul cu Rapidul, eu înainte am spus, domnule, meciul cu Rapidul luăm 4 puncte. Păi cum 4? E că o să le dăm 4. Și a fost Dumnezeu, trufia și mi-a dat, am primit 4. Da. Bun, vă simțiți? Bine, ajutați-mă că v-am mai prelunge sănătate. Nicio problemă, numai bine sănătate. Unul, dacă mă întreb, băi, e vreunul care nu-ți convine de el, nu e niciun. Deși i-ați mai criticat și vă îndoiați de valoarea lor, a unora dintre ei la un moment dat. Păi, dar uite, hai să spun un lucru, uite, vezi pe Băluță? Dacă nu-l critici, nu joacă așa. Băluță, asta e talentul, tactica cu Băluță. Trebuie să-l critici, să-l scoți în minutul 55, să-l ții, să-l scoți după pauză, ca el după aia le enervezi. E valabil și pentru Ejima, de exemplu, pe care l-ați distrus după meciul cu Rangers? Ejima, el are mișcările alea, ca atare n-ai ce să-i faci. Adică el așa are mișcările alea, Ejima. Adică el e jucător care a ajuns jetele cu el la poartă, dar el poate să creșească când ajunge o minge la el până pasează, am emoții. Astăzi ați avut vreo emoție la 0-0 la pauză? Nu. Nu, păi da, deja am, să zicem, emoționat am, că era cupă. Eu nici n-am vrut, că ați zis că am declarat. Da, ați spus că schimbați toată echipa. Toată echipa. Numai că m-a sunat prin Chiriș și a zis, până Gigi, Tănase, Olaru, Șut, vor să joace. Păi bine, mă, dacă vor să joace, să joace, dar ei vor juca numai o repriză. Bacarea i-a vorbit cu ei, m-a sunat a doua zi, a zis, nu, dumne, ei vor să joace 67 minute. Că ce, adică, cum adică străinii poate să joace din 3 în 3 zile și ei de ce nu? Uh-huh. M-am bucurat foarte tare de asta. Da, uite că a ieșit rău pentru Olaru, nu zic neapărat din cauza asta, dar aveți ceva informații? Am ce-a pățit? Are o ruptură care nu este la tendon. Ca atare poate interveni Mariac. Aha. Deci e ruptură? Da, deci cu... Bine, la prima vedere. Dar cu Craiova nu va fi. Dar într-o săptămână va fi gata. Păi da, dar n-are diagnostic cu Gigi. Dacă poate să fie o ruptură... Așa pare. Poate să fie o ruptură așa, superficială, la suprafață. Dar dacă e adâncă, n-ai... Nu știu eu acum, asta e, ce să mai e, fotbalii, se întâmplă, faptul că, adică, la modul cum s-a întâmplat, nu cred că e foarte grav. Acum, după ce au trecut astea trei meciuri, considerați că ați gestionat bine situația? Mă refer aici la, mă rog, după derbiul cu Dinamo, bătut victorie cu 2-0. Rangers, Rapid și cupă Dinamo. Ați ieșit cum vă doreați sau ați rămas puțin pe minus la Rapid? Dar am gestionat-o eu, că eu nu gestionam așa. Ei au gestionat-o pentru că ei au spus, dom'le, noi vrem să jucăm și că jucătorii vor să joace. Deci n-am gestionat eu. Ați gestionat la Glasgow, nu? Da, da, acolo da, eu, da. Dar acum am meciul ăsta, am zis, bă, dacă ei vor să joace, să joace, scoteți când vor și cu asta basta, să spună că vor să joace. Bine, ei ar mai fi vrut să mai joace. Dar după aia nu mai. Băi, scoteți-i pe toți trei. Băgați-i pe cine vreți voi. Și am scos pe trei. I-am zis să-i scoate pe toți trei, dar să... Așa au considerat. Bine, n-avea puțin. Cum vedeți perioada următoare? Cu Craiova, Midtjylland, apoi în Europa League. După aceea, cred că U Cluj, nu?
Parcă o Cluj era bine. Nu văd, adică e, e un pic mai greu. Dar dacă luăm primul meci, să luăm cu Craiova, avem timp. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, 4 zile. Nu? Și n-a fost așa o ujură, cam dacă după aia, după 2-0, a fost mai relaxare, mai mare, adică n-a mai fost tensiunea aia, că te obosește și... Te consumă, emoția, da. Emoția în timpul jocului, nu? Te consumă. Și atunci, după 2-0, nu mai, că după aia ne-am... Adică nu mai era o problemă. Și atunci, cu Craiova, nu o să fie o problemă. Să vedem cu Midtjylland ce o să fie. Că vreau să câștigăm meciul ăla. Pentru că e acasă, pentru că puncte, pentru că suporte... Pentru că e acasă, pentru că sunt bani, pentru că facem puncte coeficient, pentru că mai luăm și încă mai mulți bani după aia, pentru că ne calificăm cu 3 meciuri, mai multe sunt. Pe cine vedeți? Bun, va lipsi Olaru cel puțin cu Craiova. Acolo, cine să îl înlocuiască? Și... Tu cine l-a înlocuit astăzi? Boluță. Adică Boluță, da. Și da. Bun. Mulțumesc mult, domnul Becali, pentru dialog și felicitări pentru victorie. A fost ca Barça cu Real? Și care e treaba? Și ce au făcut ei astăzi? Au făcut ce am făcut eu atunci cu Rapidul. Atunci... Ce am făcut eu cu Rapidul au făcut ei azi. Adică la pauză, Crainicu... Zice... Așa. Da. Au făcut mișto, adică. Sta să spunem, la, poate nu știe lumea care se uită la noi, la pauză, la schimbarea de la pauză, cine a intrat atunci? A intrat în locul lui Batten. Așa, în locul lui Batten, da. A intrat Tavi Popescu. Așa, și Crainicu a anunțat că George Becali a făcut o schimbare la FCSB. Da, da. Da, dar nu mai știu, cu Rapidul nu mai știu ce ați făcut dumneavoastră. Și era asta, cum am făcut și eu cu Rapidul. 4-0, 4-0 ne-a dat Rapidul atunci. Am înțeles, da, 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 da. La meciul ăla cu Rapidul vă referiți, da. Nu, atunci, meciul cu Rapidul, eu înainte am spus, domnule, meciul cu Rapidul luăm 4 puncte. Păi cum 4? E că o să le dăm 4. Și a fost Dumnezeu, Rufia, și mi-a dat, am primit 4. Da. Bun, vă simțiți? Bine, ajutați-mă că v-am mai prelungit, sănătate. Nicio problemă, numai bine, sănătate.